Salutare tuturor! Astăzi discutăm despre greșeli în evaluarea companiilor, greșeli pe care le-am făcut și eu și probabil le faceți și voi uneori când evaluați companiile. Suntem cu toții interesați să investim în companii ieftine, la multipli de preț atractiv, companii cu business stabil, cash flow foarte bun, perspective bune de creștere, dar trebuie să fim atenți când facem aceste evaluări să nu cădem în câteva capcane despre care vom discuta. Imediat, în minutele următoare. Dar vreau să vă aduc aminte că pe site-ul Investește la bursă aveți un workshop de value investing, un workshop de peste 4 ore de înregistrări video. Veți afla din acest workshop cum să analizați și cum să evaluați companiile înainte să investiți. Vom parcurge împreună în acest workshop cel puțin 6 metode de evaluare a companiilor listate la bursă, cu exemple, cu template-uri, cu fișă de companie cu plan de analiza unei companii, toate le aveți în acest workshop pe care îl găsiți pe site-ul Investește la Bursă, la secțiunea Cursuri. Înainte să trecem la prezentare, vreau să accentuez un lucru foarte clar. Parcurgea acestui workshop nu vă va garanta succesul imediat în investiții, nu veți deveni un guru al investițiilor, ci vă va ajuta să faceți investiții mult mai bine documentate și să știți până la urmă cât plătiți pe acțiunile unei companii înainte să investiți. Dar să trecem la prezentarea pe care v-am pregătit-o. Greșel în evaluarea companiilor. Capcana evaluării pe baza datelor de pe ultimele patru trimestre. O să vedem imediat despre ce este vorba cu un exemplu concret. O altă greșeală pe care am văzut-o, că o fac investitorii, dar și analiștii sau cei care listează companii la bursă, este selecția companiilor comparabile, o capcană pe care ar fi bine să o evitați, anumite așteptări nerealiste, dar și părtinirea, bias și preconcepțiile legate de anumite companii sau anumite sectoare. Hai să vedem ce este, care este capcana de evaluare pe baza datelor de pe ultimele patru trimestre. După cum știm, unul dintre multiplii relevanți pe baza căruia mulți investitori iau decizia de a investi sau nu în acțiunile unei companii este multiplul price per earnings, care are formula capitalizare-supra profit. Acest multiplu ne spune de câte ori plătim, de fapt, profitul companiei atunci când investim în acțiunile unei companii. Când vine vorba de profit, aici putem lua în calcul profitul de pe ultimele patru trimestre, care ne oferă o imagine despre trecut, sau profitul bugetat sau estimat pentru anul în curs sau anul viitor, care ne oferă o imagine despre viitorul acelei companii. Și dacă e să luăm un exemplu concret. Avem la bursă o companie care se tranzacționează momentan la un multiplu de 6,7 pe baza rezultatelor de pe ultimele 4 trimestre și un multiplu price per earnings calculat pe baza profitului bugetat pentru anul 2022 de 5,4. Multipli destul de atractivi, având în vedere valoarea lor și segmentul din care face parte această companie. Însă dacă ne uităm la rezultatele trimestriale și ne uităm cum a fost calculat acest multiplu de preț, putem observa că pe semestrul 1 2022 marja de profitabilitate a companiei a scăzut față de semestrul 1 2021, cu toate că cifra de afaceri a crescut, iar în semestru 2 2021, compania a obținut niște rezultate foarte bune, un profit de 2,4 milioane, 2,3 milioane în trimestrul 4 2021, rezultate cu mult mai bune decât în prima parte a anului 2021. Însă, acest multiplu, după cum vă spuneam, se calculează pe baza rezultatelor de pe ultimele patru trimestre. Ne oferă așadar o imagine despre trecut. Dar luând în considerare Situația companiei din prima parte a anului, în care putem vedea o creștere a cifrei de afaceri, dar în schimb o erodare a marjelor de profitabilitate, și putem vedea aici marja de profitabilitate de la 10,5 a ajuns la 7,6 sau de la 15,3 a scăzut la 7,8. Se pune întrebarea ce s-ar putea întâmpla în a doua parte a anului și în ce măsură acest multiplu de 5,4 calculat pe baza bugetului pentru anul, anul 2022 mai este relevant. Va reuși această companie să-și atingă bugetul pentru anul 2022, având în vedere contextul cu totul diferit de piață în care ne aflăm acum la jumătatea anului 2022 sau în trimestrul 3 2022 și având în vedere situația din prima parte a anului în care compania a trebuit să, să sacrifice marjele de profitabilitate pentru a-și crește Cota de piață, și pentru a-și crește vânzările, ceea ce a și reușit. Vânzările au crescut, în schimb, marjele de profitabilitate s-au erodat. Așadar, avem de-a face cu un multiplu de 6,7, care ne spune o poveste despre trecut, despre ultimele patru trimestre, și un multiplu de 5,4, care este calculat pe baza unui buget prognozat pentru anul 2022, care s-ar putea să nu fie atins. Așadar, în acest context, probabil un investitor ar trebui să fie cât se poate de realist și să își calculeze, să nu ia în considerare neapărat acei multipli de preț care apar așa la prima vedere, și să se uite la cum a evoluat rezultatele din prima parte a anului și să-și construiască câteva scenarii pentru a doua parte a anului 2022, în cazul în care compania nu, -și va, nu va reuși să-și atingă profitul bugetat pentru anul în curs și așa ar obține probabil un multiplu pentru anul 2022 între 7 și 9 în funcție de profitul pe care compania îl va realiza. A doua metodă, a doua capcană în care poate cad anumiți investitori și analiști atunci când vine vorba de evaluări comparabile despre care am discutat și în workshopul ul de value investing despre care v-am spus la începutul prezentării, Evaluarea relativ comparativă pornește de la ideea că piața evaluează în acest moment în mod greșit compania pe care o avem noi în vedere și la un moment dat, pe viitor, piața evalua compania, va evalua compania la valoarea ei reală sau la multipli similar cu celelalte companii din același sector de activitate. Așadar, aceste evaluări comparativ relative pe care am văzut că mulți analiști le fac și le fac și eu cu foarte mare plăcere atunci când analizez o companie, au la bază ideea că companiile care au un business similar și din același sector de activitate ar trebui să se tranzacționeze teoretic la multipli similari. Așadar, dacă avem o companie care este producător de energie electrică listată la Bursa de Valori București, poate ar merita să fie evaluată la multipli similar cu alte companii producători de energie electrică listate pe Burse internaționale sau pe alte piețe emergente. Însă, în selecția companiilor comparabile, trebuie să avem în vedere o serie de factori, printre care sunt mai mulți, dar am, am enumerat aici doar câțiva. Companiile pe care le selectăm, comparabile cu compania pe care o analizăm noi, trebuie să fie din același sector de activitate și să aibă un business cât mai similar. Companii cu o capitalizare apropiată, dacă vorbim de de pe companii listate pe piețe din regiune, regiune geografică mă refer aici, de asemenea tipul pieței contează, deoarece poate nu ar fi corectă o comparație între o companie listată pe o piață de frontieră cu o companie listată pe o piață dezvoltată. De asemenea, ar trebui să avem în vedere și ratele de creștere să fie comparabile, și mulți alți factori despre care uh, nu are rost să uh, insistăm în acest episod, am, am vrut doar să vă prezint câțiva dintre uh, factorii care stau la baza comp selecției companiilor comparabile. Însă, am avut un caz, o companie care s-a listat pe piața Aero de la Bursa de Valori București, care la momentul listării a beneficiat de o evaluare comparabilă. Și în selecția companiilor comparabile au fost incluse Amazon, eBay, Walmart, Shopify, companii listate pe o piață dezvoltată, piața din Statele Unite, și companii care nu au tocmai un business atât de similar cu compania uh, avută în vedere. Adică nu poți compara, după părerea mea, Amazon cu o companie, cu oricare companie listată pe piața aero. Pentru că Amazon e un business mult prea mare și mult, maco, mult prea complex ca să-l compar cu o companie de pe piața aero. Și să fim serioși, Bursa de Valori București e încă o piață de frontieră, nu este chiar piață emergentă. Pe criteriile MSCI suntem încă piață de frontieră. Și piața aero e o piață secundară pe când Amazon e listată la bursa din New York, piața din America, o piață dezvoltată, o piață cu, cu tot o altă dinamică față de bursa de valori București. Și comparația aceasta nu mi s-a părut deloc corectă la momentul respectiv și în continuare nu mi se pare, mi se pare deplasată. Așadar, mare atenție atunci când alegeți companii comparabile, Uitați-vă către piețele din regiune, piețele din apropiere, fiți atenți la capitalizarea companiei. Trebuie să fie și companii de o capitalizare mai apropiată. Nu poți să compari capitalizarea Amazon cu capitalizarea unei companii de listate pe piața aero. Și alegeți companii cu un business cât mai similar. Bun, trecem și la a treia capcană în care pot cădea investitorii. Până atunci dați un like acestui video dacă până la acest moment ați obținut cel puțin o informație interesantă și un share către prieteni sau grupuri de investitori care considerați că ar fi interesați de astfel de materiale. Mai departe, a treia capcană ar fi estimarea rezultatelor financiare și așteptările nerealiste pe care s-ar putea să le avem. În metodele de evaluare discounted earnings per share sau discounted cash flow, aceste evaluări presupun estimarea rezultatelor financiare pe următorii 5 sau 10 ani. Și suntem nevoiți să facem diverse proiecții financiare și estimări pe următorii 5 sau 10 ani. La unele business-uri poate e mai ușor să faci astfel de estimări. Însă unele companii, de exemplu companiile din sectorul energetic sau sectorul financiar, sau, e destul de greu să știi cum va evolua prețul energiei, prețul gazelor sau dobânzile în următorii 5 sau 10 ani. Așadar, proiecțiile financiare care sunt prea optimiste pot duce la niște rezultate exagerate. Și mi-aduc aminte de un proverb celebru, garbage in, garbage out. Deci dacă pui niște estimări total nerealiste, prea optimiste probabil, și vei obține și rezultatul, și vei obține poate un target price super, mega tentant, însă datele pe care le-ai introdus acolo s-ar putea să fie total deplasate și să n aibă nicio legătură cu realitatea. De aceea, vă recomand atunci când faceți astfel de evaluări, luați un scenariu normal, luați un scenariu optimist și luați un scenariu pesimist, lucrați pe, eventual pe trei scenarii, în cazul acesta o evaluare discounted earnings per share și abia apoi. Trageți concluziile sau, dacă vine vorba de o evaluare discounted cash flow, mare atenție la ratele de creștere, margele de profitabilitate și toate cheltuielile celelalte pe care trebuie să le estimăm în aceste evaluări să fie cât de cât realiste sau să nu fiți prea optimiști în estimările voastre. Mai bine să fiți surprinși în mod pozitiv decât în mod negativ la, la final. A patra capcană în care probabil mulți dintre noi cădem este legată de bias, părtinire și tendința de a fi părtinitor sau să ai anumite preconcepții de anumit, despre anumite companii sau anumite sectoare. În analiza: pe care o facem noi ca investitori legată de o companie, poate avem tendința să devenim părtinitori dacă ne place acea companie, business-ul acelei companii, dacă ne place managementul sau mai ales dacă avem acțiuni la acea companie. Facem estimări prea optimiste, neglijăm anumite riscuri pentru că ne place managementul, ne place business-ul acelei companii, poate acea companie ne-a dus câștiguri importante până în acest moment, ne-a dat niște dividende foarte atractive și prin aceste câștiguri avem tendința să, avem, avem tendința de a neglija anumite riscuri și să nu vedem că business-ul acelei companii se deteriorează sau dacă se deteriorează, las că își va reveni, că managementul ăla e super bun, e super competent, sigur își va reveni. De asemenea, poate suntem tentați să facem evaluări în care să devenim prea optimiști cu rezultatele companiilor sau să alegem companii care au multipli mai buni atunci când facem evaluări comparative. De asemenea, dacă avem anumite preconcepții legate de anumite companii sau anumite sectoare, suntem tentați să zicem că managementul de acolo nu e destul de competent. Dacă am pierdut bani pe o companie, nu mai vrem să luăm, nu mai vrem, să vedem și părțile bune ale celei companii dacă cumva au apărut între timp. Pentru că am pierdut bani, sigur acea companie nu, nu mai e ok, nu mai merită analizată, nu mai vreau să mă uit la ea în viața mea. Suntem tentați poate dacă facem totuși niște evaluări, să alegem niște rate de discount mai mare sau să fim mai pesimiști în evaluarea perspectivelor de viitor. Și aceste tendințe ne pot costa bani pe termen lung pentru că suntem orbiți de biasul pe care îl avem pentru o anumită companie sau nu vrem să vedem um, și părțile bune ale unui business sau al unui anumit sector atunci când avem diverse preconcepții. Sper că toate informațiile din acest video să vă fie utile. Dacă vreți să aflați cum să evaluați companiile listate la bursă, vă invit pe site-ul Investește la Bursă, la secțiunea Cursuri, să parcurgeți acel workshop de Value Investing, care cu siguranță vă va da o imagine mult mai bună asupra metodelor pe care le putem folosi în evaluarea companiilor.